Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Farming Simulator 19. Ia să vedem noi aici cum ce avem. Mă tot uit aici la silici, pentru că noi avem foarte mulți silici de vânzare în momentul de față. Aici vedem că încă crește, de-aia lăs timp încă un pic pe rapid să mai meargă. Să vedem aici, da, e în ultimul stadiu de recoltare, atunci punem combina la recoltat. Ok. Și eu tot stau cu un ochi aici și verific, tot verific să nu înceapă a scade de aici, în cazul în care nu știu la cât ajunge partea asta la altă. Stai, după când ajunge în capăt trebuie să o iau și să o întorc. Stăm un pic cam rău cu bugetul fermei în momentul de față. După cum vedeți, mai avem 2000 de euro mai am. Nu e cine știe ce. Doar că am dat o mare parte din datorii, eu știu, cred că jumătate din ceea ce am avut, eu le-am fost dat. Am avut, cum se cheamă, am vândut acele, am uitat cum se numea, ce am avut noi, ce am avut aici, o să vedem ce am avut noi aici, am avut rapiță. Rapița care am avut-o pe cele trei terenuri am luat aproape 300 de K, 300 de mii de euro pe ele. A fost 290 ceva, aproape 300 de mii. Așa. Am mai vândut silici care l-am mai scos. Acum încă avem, în momentul de față, trebuie să recoltăm iarba și de pe 16 și de pe 30. Și în momentul de față avem pe aici, trebuie să fie, da, în acest vehicul mai avem încă 28 de baloți de iarbă, de silici, scuzați. Avem, deci am făcut câteva progrese de la ultimul, ăsta e terenul 22, a, nu e meu. Loc și aici trebuie recoltat. Așa. Eu tot stau aici și mă tot uitam aici să văd să nu... Nu, aici a început să scadă, numai gata. A început să scadă și noi. Aici nu a urcat la același pesc aici. Ok, deci acum trebuie să mergem să vindem la șură. În cazul ăsta... uitați cum facem. Eu iau și pun undeva aici, nu? Nu? Aici avem acest tractor, acest utilaj, scuzați, un tractor, acest utilaj. Îl punem la... să mai facem niște baloți de aici, ca să nu mergem cu doar 28 până la 40 ceva de baloți. Avem timp să facă aici. Aici căutăm terenul... 30 avem noi aici. Așa, stați așa un pic, să scot eu deci din bara asta. Mă deranjează un pic. Așa. Și cred că după ce vom recolta iarba de pe acest teren, data aceasta, dry course, și spor la muncă să ai. Ok, în urma ta îl punem pe ăsta verde, să vină să facă baloții, să nu mai pierdă timpul, să ne mișcăm rapid. Ok. O să vedem aici, cursa, le dăm terenul 30, drive course, ok. Și du-te și tu la deal, pentru că tu nu-l vei ajunge din urmă pe celălalt niciodată, pentru că ăla merge mai încet decât tine. Așa, iar acum eu vreau să mă duc la biogaz, dar în momentul de față mai avem cât? 700 de mii de euro datorii, ceea ce e dintr-un 1.200.000, parcă cât am avut noi, am dat undeva la un 500 de mii de euro în datorii. Dar, dacă stăm și ne uităm noi, mai avem aici 564.000 dacă vindem biogazul. Biogazul, ca să-l vindem, vreau să vând ce avem noi la biogaz. Avem siliciu din acest... stai că am nevoie de un tractor aici. Nu e bun deloc. Nu e bună treaba deloc. Hai că eu mă duc să vând siliciu din... ușurel, mă, cu remorca. Nu știi că... De fiecare dată cu Scania te învârți, dacă nu ești atent, la curbe.
E ceva realistic ceea ce se întâmplă când mergi cu scane și te învârți așa, asta e adevărul. Dacă intri cu viteză cu 60 la oră într-o curbă din asta, să zicem așa, în realitate te învârte remorca de nu te vezi. Și ceva realistic, asta e adevărul. Și e frumoasă treaba realistică, e frumos. E acum să mergi pe aici cu 70 la oră, Doamne, mă ferește. Cum că cât 60 de tone încărcătură, plus greutatea camionului și toate chestiile astea. Uite, cum să nu te învârte? E ceva normal, mai ales că are și ultima punte remorca care se învârte un picuț. Deci e ceva normal. Nu mă deranjează cu nimic. Ia să mergem noi la șură, să vedem dacă putem vinde noi la șură cu remorca asta, pentru că nu știu dacă putem vinde sau nu. Nu am încercat niciodată să vând cu... Dar dă să o luăm noi pe terenul 16 pe aici, ca să ne fie mai simplu. Adică să nu mai ocolim toată zona asta și să ne întoarcem înapoi. Vreau să vând cât mai mult silici data asta, să-l vând tot care îl mai avem, pentru că nu... Și e posibil să ne apropiem, să terminăm și noi cu datoriile pe care le avem, cât de cât, nu chiar toate. Dacă vindem și biogazul înapoi, ai de capul meu ce m-am învârtit iarăși. Stai mă, că și prima punte de la remorcă se învârte, am observat. Virează. Vom vinde și biogazul pentru că noi, eu l-am cumpărat, am crezut că mă va avantaja cu ceva, dar se pare că biogazul, da, am făcut doar siliciu acolo, dar în momentul de față câștig mult mai bine dacă fac acei baloți, doar baloții. Ia să vedem dacă vindem aici. Da, se pare că funcționează treaba să vindem așa. Nu eram sigur dacă funcționează sau nu. Acum nu știu să văd pe unde să ies eu de aici. Că nu luăm chiar așa mult. În 20 de cape remorcă din asta nu e mult, dar asta e. Vreo 10 remorci cât avem noi. 23. Nu știu dacă avem 10 remorci. Să vedem, oare de acolo pe aici merge? Să ieșim pe partea asta altă. Da, mă, uite că merge. Bun, atunci hai să o luăm așa. Și data viitoare să intrăm noi invers, cred că ar fi mai simplu. S-ar putea să mă blochez aici. Nu știu dacă funcționează treaba. Dar se pare că m-am un picuț dacă îi dădeam virajul mai dreapta. Încadram frumos. Poate ar trebui să-i fac și un autodrive aici. Poate că ar merge mai bine. Să venim cu un autodrive. Pentru că eu nu știu sigur dacă mi-am făcut cursă de autodrive aici. Să vedem, am făcut cursă de autodrive. Nu, mai aici n-am făcut cursă de autodrive. Ce-ar fi oare să-i facem noi și să vină el singur să vândă, iar noi doar să-l încărcăm. Când ajunge la încărcat, îl punem la încărcat. Stai, eu mă duc, îl duc la drum și îl pun la full. Ce avem acolo? A, full avem cu iarbă. Big M se pare că încă merge. Încă tunde iarbă. Avem combina care încă recoltează babele de soia și noi cu acest camion. Doar că eu acest camion îl trimit la biogaz. După care mă voi duce să iau JCB-ul de la... Aici îl trimitem la biogaz. Ok, și avem JCB-ul. Hai mă, te salvezi. Azi sau mâine. Îl avem aici. Ok, îl decuplăm și îl trimitem tot la biogaz. Stai, cum era asta alt? Așa, biogaz. Let's go. Și acum să încercăm. Noi mai avem aici undeva în bază. Trebuie să-l avem aici. Trebuie să fie acest vehicul. Dar nu că asta merge încet, asta nu, nu are rost. Îl lăsăm aici. Așa. Aici merge un pic în eroare, au scăzut FPS-urile foarte, foarte tare în baza mea. Din cauza asta m-am gândit o fază. Cred că după ce recoltez toată iarba de pe această zonă, voi da acest teren, pentru că este în chirie, nu știu dacă să-l mai păstrez, nu cred că mai are rost să-l păstrez. Și cred că voi cumpăra 8 și 9 și voi încerca aici să fac o unire între ele, să le pun cu iarba amândouă, iar în zona aceasta aici să am utilajele pentru iarbă, să zic așa. Pentru terenul 16, 8 și 9 le pun cu iarbă, facem silici și de vândut unde vindem de obicei? Vindem ori la șură, ori la noi aici, care nu e departe nici de la șură, dacă vii de la 16 la șură sau de la zona asta până aici o putem lua și chiar peste teren așa foarte rapid unde ajungem noi la zona care am
nu acolo, aici, aici, Edge Grain Vault Black, la zona de vânzare pe care am cumpărat-o eu. Așa că ar fi mult mai, poate și baza un pic mai eliberată de această, așa. Ce-am uitat să văd? Să vedem, să ne mai uităm la văcuțe, se pare că trebuie să le mai dăm de mâncare și la găini. A, găinile încă, a, și la găini trebuie să le mai dăm de mâncare. Dar atunci, Big M a terminat de făcut treaba, atunci mergem la Big M și îl trimitem de aici. Dăm un stop driver, ștergem cursa. Wow, a, se pare că au ajuns baloții în stradă. Așa, închidem asta și îl trimitem la magazin, îl trimitem la silos feroviar vest. Ok, deci să ne ducem un pic cu el așa ca să nu ne deranjeze baloții de iarbă și lăsăm să meargă singur. Ok, acum ce mai avem noi aici? Avem doar niște baloți, avem ceva utilaje. Da, se pare că pe deal aici nu prea la curbe, cum a făcut curbele autodrive-ul ăsta, nu prea îmi place. Aici avem 49.000. Da, se pare că eu cred că mai mulți bani am scos noi cu rapița care am avut-o data trecută decât vom scoate noi acum cu boabele de soia. Eu așa cred, nu știu, dar data trecută cu rapița, tot așa, am fost fertilizat de două ori, am ierbicidat terenul, totul a fost ok, dar se pare că am scos aproape 200 de tone, aici am 50 de tone și după cum vedeți aici am recoltat mai bine de jumătate și ce avem acolo, nu prea se merită, din câte văd eu cu babele de soia. Adică nu prea se merită, vom vedea pe viitor. Așa, ce avem noi aici? Cred că va trebui blocking Fast Track 83. A ajuns la biogaz, cred că, și s-a blocat în camion. Da, se pare că acest camion a parcat în fața lui. Hai să... Eu voi parca, de data aceasta voi parca partea asta la altă. Pentru că nu ajunge chiar la distanța de pe o parte pe alta acest utilaj care mi încarcă mie. Dar se pare că și balotiera a ajuns la capăt de linie. Asta e, atunci ce vom face altceva decât să mai aștepte puțin. Pentru că eu am de încărcat acest camion cu ce avem aici, încă 460 de tone, după cum se vede aici, mai avem încă 454, 53, tot scade. Da, și mi se pare că e mai mult de lucru, să zicem așa, încarcă, adă tot iarba, dacă ar fi să aducem iarba sau când am avut... Când am avut noi, când am făcut, cred că s-a umplut acolo. Ia să vedem. Da, 100%, 59 de tone. Îl vom trimite acum la... Ce avem blocking? Ah, a ajuns la capăt de linie, da. Vom trimite la fermă, pentru că la fermă e mai aproape. Să-l trimit eu la fermă de aici. Iar... Când voi pleca de la fermă, îi voi face eu un traseu să meargă la... Nu, asta avem nevoie. Hai să trimitem Big M, dacă așa, să ne facă nouă... Să ne tundă iarba. De ce nu? De pe terenul 16. Oi, de capul meu m-am băgat peste cale ferată. Nu, că dacă vine trenul pe aici, mă, frate. Am pățit eu că a venit trenul și tăia pe sus, deci când tăia trenul pe sus, frate, nu-ți mai trebuie nimic. Să nu încercați asta niciodată, că te sperii de nu te vezi ce, Doamne, se întâmplă când te aruncă în aer și te învârte de nu știu ce-i cu tine. Eu zic aici în joc, nu în realitate. În realitate cred că e la fel. Ok, ia să vedem noi aici, băgăm pe terenul 16.
iarba. Și atunci, ia hai să-i dăm noi acum un V, un B, să pornim la drum, drive course. Ok. Se pare că tu ai ajuns la capăt de linie, da? Nu e nicio problemă. O să ștergem și chestia asta. Ce mai, el avea balotul plin și încă mi se tura aici de numai. Pentru că trebuia să mai meargă încă câțiva centimetri mai în față. Dacă toți suntem aici pe vale, să strângem și aceste bucățele de iarbă ce au mai rămas aici. Nu chiar toate, așa cât merge în viteză. Ok. Ce să fac acum? Să trimit balotiera să facă baloți? Sau să strâng baloții de aici? O trimit de aici, la Silos Feroviar Vest. Și hai să trimitem balotiera și să punem la făcut alți baloți, poate cealaltă. Și... baloții ăștia cred că îi voi strânge cu alt tractor, cu tractorul pe care îl mai am. Sau... hai că ne apropiem de fermă și voi vă sări. Avem în momentul, 20, în momentul de față avem 24.000 de euro, iar eu doresc să îmi cumpăr o mașinuță. Nu știu dacă pot să trag remorca după ea sau nu. Asta e o problemă, dar voi vedea. Nu, dar pe unde se plimbă camionul? Se pare că a trecut trenul în timp ce el era aici și l-am învârtit un pic cam rău pe aici. Ioi, ioi. Ioi, tată! Nu! Ioi! Deci, asta se întâmplă când trimis cu autodrive-ul. Acum stai să vezi că, de fapt, ridică bariera sus acum. Noroc că am modul ăsta cu mâna, că dacă nu îl aveam... m-am blocat sub camion, cred că nu? Da, cam așa ceva. Ia să vedem. Hai să-l punem și aici pe terenul 16. Și ne apucăm deja de treabă cu el aici. Dacă tot l-am văzut că ajunge aici cu așa viteză, să-l punem la treabă, nu? Ok, dă-i auto. Nu, aici. Drive course. Să vedem, strânge iarba ca lumea. Da, nu a lăsat nimic în urmă. Ok, drum bun să aveți și spor la muncă, pentru că eu mă duc să iau camionul. Și să încerc oare să fac un autodrive până la chestia asta de vânzare. Pentru că nu știu sincer ce să fac. Cu remorca asta merge să-i fac o chestie așa la autodrive, dar la remorca cealaltă nu merge. Mai avem acolo babe de soia, se pare că încă merge treaba. Se pare că domnul cu... da, a terminat babele de soia, s-a terminat de recoltat. S-au terminat de recoltat. Ok, atunci facem așa, eu mă voi opri aici cu camionul, pentru că, da, îi voi face un curs de autodrive. Trebuie să vin cât mai aproape de el aici. Și voi trimite acum combinat să recolteze pe 13 și pe 12, că am avut boabe de soia. Avem 83 de tone, ca să ajungem noi la 200, cum am ajuns data trecută cu rapița. Slabe șanse, sincer. Bine, am prins și un preț foarte bun la rapiță atunci când am luat 1300 sau 1600 pe rapiță, ceea ce și pe boabele de soia, dacă e 1600 și nu ai 200 de tone, da, nu prea se merită. Hai să-i dăm un helper
Și spor la muncă să ai, domnul, să recoltezi și să ne dai multă, să ne dai multă, vedem așa, să facem gamba frumoasă la picior. Să ne dea multă cultură acolo să avem. Ok, acum hai să ne facem noi un autodrive și partea asta să mergem la vânzare. Da, se pare că de aici va trebui să fac. Ia să vedem unde mă prinde acum chestia. Ia să vedem. Deci mă prinde aici acum. Ia să-i dăm o înregistrare de cursă. Și hai să-i facem noi o curbă din asta mare. Așa frumos. Da, din câte mi-am amintesc eu, mi se pare că doar aici la șură nu am mai făcut traseul de autodrive. Trebuia să mai merg un picuț în față, am zis că nu știu dacă e nevoie să fac și la șură. Dar se pare că da, era nevoie să facem și la șură pentru că vom vinde foarte mult silici aici. Iar acum va trebui să facem o boltă foarte, foarte mare aici. Da, bă, că ne încadrăm frumos. Super. Aceeași treabă vom face și partea asta. Așa. Se pare că ne-am încadrat. Ne încadrăm, încercăm să ne încadrăm, să nu ne blocăm aici. Ia să venim noi aici. Ok, aici îl punem să descarce. Iar aici vom înregistra, ia să vedem un picuț unde e ultimul punct. Cred că va trebui să merg un pic mai în față. Sau ba, noi dăm un stop de recording și îi dăm încă un start. Și când îi dăm start, ne dă punctul mai în față. Și atunci trecem aici locația Shura. Create, am creat-o. Și acum mergem mai departe. Și facem mai departe cursa. Să ne creăm traseul mai departe. Da, mă, avem FPS-uri slăbuțe în zona asta. Nu știu de ce pot merge chiar, chiar foarte, foarte rău în momentul de față. Nu doar voi vedeți așa în reluare, văd și eu aceeași treabă. Ok, hai să-i facem noi acum, prima dată, să meargă și spre ferma de la șură. Îi dăm un stop recording și să vedem unde am rămas. Iar de aici îi vom da una spre aici. Iar acum eu va trebui să îi dau. Nu de acolo, de la ăsta la alt punct vreau să-i dau. Așa, de la punctul ăsta vreau să-i dau un start. Ceva de genul. Ia să vedem noi acum. Ia să vedem ce se vede aici. Punctul ăsta vreau să-l dau un picuț mai așa. Ăsta un pic mai aici. Și încercăm să-l facem cât de cât. Nu e chiar curbat, dar asta e. Și undeva de aici vreau să-i dau un punct să meargă și încolo. Dacă vin de la... Îl trimit imediat, să zicem, remorca cu celălalt tractor. E, hai să pornim, am zis că de aici. Așa. Să dăm un start.
Nu, stai să mă învârt eu invers dacă nu. Ca să văd eu mai bine. Se pare că nu am înregistrat chiar foarte bine toată treaba asta. Dar... Asta e așa. Să vedem noi acum. Dar putem face chestia așa. Îl mutăm pe ăsta un pic mai încoace. Pe ăsta îl dăm un pic mai aici. Pe... Nu, ăsta nu trebuia să-l mut, scuzați. Ăsta e altul. Tu stai acolo, mă. Tu trebuie să vii un pic mai în față. Și tu undeva tot mai în față. Pe ăsta să-l dăm înapoi să nu fie chiar foarte lung. Și ia să-i facem eu să de aici aici. Așa. Cât de cât să nu vină chiar foarte abrupte toate astea. Acum hai să-l trimitem noi la biogaz. Să închidem traseul aici. Ne întoarcem frumos așa. Și dăm la biogaz să meargă, să vedem. Face stânga sau nu face? Se pare după cum frâna pe care a pus-o la cât de încet merge, se pare că va face stânga. A, ba nu, va merge spre fermă. Ba nu, va face stânga, da. După cum am zis, face stânga și se va duce la biogaz. Ok, ia să vedem ce avem noi aici. Aici avem camionul ăsta. Ăsta l-avem, se învârte, face aici unde e iarba. Ok, tractorul face baloți, face, face. Ok, aici avem terenul 13, recoltează. Aceste două, astea stau. Tractorul ăsta am nevoie. Nu. Ne cuplăm aici. Și urmăm așa peste parcela 21 și 22 și mergem să luăm acea remorcă. Să luăm baloții care avem pe aici, pe jos. Da, ceea ce nu înțelegeam eu până în momentul de față, adică în episodul trecut stăteam și mă întrebam unde se duceau banii mei, pentru că foarte mulți bani dispăreau din contul meu noaptea la ora 12. Îmi spunea, nu știu cât ai cheltuit pe utilaje închiriate, nu știu cât pentru întreținerea animalelor, nu știu cât pentru ce am mai avut noi, întreținerea proprietății sau ceva de genul. Și la urmă îți dădea, în loc de 10.000 de euro, îți trăgea undeva la, nu știu, 30.000 aproximativ, să zic și eu așa. Și nu știam unde se duceau banii. Banii se duceau, am închiriate 4 terenuri în momentul de față, le-am închiriate. Și banii se duceau la chiria acestor terenuri. E vorba de terenul 30, care l-am cu iarbă, care e chiar aici lângă mine. De terenul 16, care e tot cu iarbă. Și mai am terenul 12 și 13, terenurile 12 și 13, care sunt cu babe de soia. Iar chiria în total mă costă undeva aproape 30.000 de euro pe zi. Avem 3, 4 baloți. Am scos o balustră asta de aici. Frumos. Da. Să vedem dacă merge la șură acum. Avem o mașinărie blocată. Yes? Ăla e camionul. Camionul s-a blocat iarăși undeva. Sper că nu la calea ferată iarăși. Să trimitem cu 36 de baloți. Hai că trimitem cu 36 de baloți. Hai să-l trimitem direct la șură, să vedem dacă găsește traseul până acolo. Ok. Asta nu ne interesează. Asta nu. Da, se pare că tot la calea ferată s-a oprit. De ce? Mă, am făcut un traseu bine aici. Se pare că ceva patinează, nu mai merge. Să vedem. Dacă vin eu, îl pun acum să meargă la biogaz. Prinde traseul bine sau nu prinde bine? Nu prinde bine, atunci de ce, Doamne? Mi te-ai blocat. Eu cred că a trecut iarăși trenul pe aici și din cauza asta s-a... Așa, balut. Avem ăla care merge, iarba care încarcă și un camionul ăsta.
A, se pare că avem aici pe terenul 13 a terminat de recoltat. Atunci îl punem și pe terenul 12 să recolteze. Da, și avem 119 tone în momentul de față. Și nu știu ce preț avem, dar nu prea mă încântă, sincer. Să mai scoatem încă 80 de tone de aici, slabe șanse în momentul de față. Da, ce voi face eu în continuare? Voi termina de vândut ce avem noi la biogaz. Toată chestia de aici. Voi vinde chestia asta, toată. Nu o vom mai... așa, pentru că avem un preț destul de bun, să zicem așa, la șură, pentru silici. Și după care voi vinde biogazul. Și cred că voi termina de plătit datoria atunci când... Da, se pare că avem mașinăria care tunde iarba. A terminat de tuns iarba. Trebuie să ne dăm mai pe dreapta pentru că de aici nu ne prinde până pe... Voi vinde biogazul pentru că avem aici foarte 560 de euro, ceea ce înseamnă că ne va mai trebui încă undeva la 140.000 de euro ca să putem plăti datoria, dintre care 47 deja avem, ne mai trebuie să scoatem undeva la 100.000 de euro pe care îi vom scoate, cred că, din ce mai vindem noi aici, mai vindem boabele de soia și toate și vom termina cu datoriile. Ce mai aveam noi? Mai aveam aici la Biz terenul 30. Vreau să îl dau înapoi, nu vreau să-l mai păstrez. And leasing. Aha. Dau and leasing pentru că nu vreau să-l mai pățin pe 30. And lease for 30, da. Și terenul 30, cum s-ar zice, în momentul de față, nu mai avem nici închiriere. Ia să vedem acum să-l trimitem pe ăsta. Blocking, ce avem? Big M-ul e blocat, ăsta e plin. Boabe de soia la recoltează și ăla înseamnă că avem... nu știu ce mi se întâmplă, am mai pățit treaba asta. Să-l trimitem la șură. Hai să te oprim pe tine, stop driver. Și de ce nu? Să mai dăm noi un picuț în față, uite așa. Cu mâna. Hai, vom veni noi cu balotiera, mai scoatem un pic de iarbă. Oare terenul nostru. Ok, ia să ștergem noi toată chestia asta, oprim. Și e posibil totuși să mai împrumut niște bănuți, să cumpăr cele două terenuri din față. Nu știu acum sigur, voi vedea. Da, după cum am zis, se pare că acest tractor a ajuns deja la destinație, dar nu l-am pus să descarce, așa că voi descarca eu singur. Să vedem ce bani luăm. 284.000 de euros. Se pare că am făcut un profit destul de bun. Nu, asta mergem noi frumos aici cu... Stai că am uitat că aici avem balustradă. Așa, și îi putem da un start și să încărcăm baloții care deja îi face domnul cu baloți, cu balotiera. Da, se pare că l-am atins pe asta și el fuge la vale. A, nu prinde de la distanța aia, nu? Nu prea îmi place cum merge tractorul ăsta, dar se pare că avem camionul care iară s-a blocat la calea ferată. Cale ferată, cale ferată. Du-te și vinde-mi tu mie toate astea. Așa, aici se pare că vine cam la limită toată chestia. M-am gândit la o fază, dacă așa să mai pun și tractorul ăsta galben, dacă și așa nu prea îmi place mie cum funcționează el.
Stai mă, că eu l-am trimis să meargă, stai așa mă, unde ești? Oprește mă tu. Oprește ți-am zis. Oprește. Eu l-am trimis să meargă la șură, dar nu l-am pus să descarce. Ia să vedem noi aici. Vreau să-mi-l trimit înapoi la biogaz după aia. Stai așa un pic. Am uitat să-i dau chestia aia. Nu, aici îi dăm biogazul. Descărcare la șură. Și avem nutreț în silozat și dă-i mai departe acum. Așa. Până la urmă cred că voi lua aici boabe de soia, o lăsăm, lăsăm. Voi lăsa remorca asta aici, o voi trimite, mă voi duce acum cu acest tractor în bază, pentru că în bază mai am cealaltă remorcă care are loading ăla pentru încărcat iarbă, fân, toate de pe câmp, să zicem așa, cu care am strâns paiele de pe câmp. Și o voi trimite la biogaz și pe ea și voi îl voi trimite, voi căra și cu ea nutrețul de acolo care îl mai avem pentru a termina cât mai repede și să nu ne mai streseze să stăm cu el. Doar că acest tractor merge un pic cam încet. E posibil că la acel camion l-am pus să meargă cu el, nu i-am scăzut din viteză deloc, l-am pus să meargă normal și e posibil că din cauza asta el la curbe. Da, e posibil să fi venit cu 80 la oră și 80 la oră totuși e o viteză destul de mare să tragă curbele și l-o fi învârtit singur, s-o fi învârtit singur acolo, nu, fără să fi venit trenul, să zicem așa, știți? Stai-mă că-l trimit și pe ăsta la biogaz acum, să nu mai stau eu să-l conduc. Unde e biogazul? Și hai să-l punem la biogaz. Biogaz. Aici avem asta. Da, din câte mi-am trebuie să dau și de mâncare la animăluțe, nu? Da, da, da. Se pare că trebuie. Hai să ducem niște grâu, dacă așa, cu asta, să ducem niște grâu la pui, la găini. Iar la văcuțe voi face o rație mixtă și le voi da. Nu vreau să scadă sub jumătate sau așa cât de cât, să fie cât de cât acolo niște, un număr cât de cât bunicel. Da. Voi merge, voi lua direct din silos de aici, grâu. Repornim umplerea, grâu. Le dau numai vreo 4-5 tone, nu e nevoie de mai mult. Vreau să dăm în față, de ce dăm în spate acum, nu știu. Se pare că mă balansează un pic pe față. Greutatea, dar nu e nicio problemă. Ok, se pare că avem camionul care iar s-a blocat undeva. Cred că pe la șură, pe acolo, e cam îngust pentru el iarăși. Să vedem, ne creștem încă aici. Da, se pare că urcă, urcă. Nu cred că trebuia toată asta, dar am adus cam multă. Dar hai că o lăsăm. Da, aici undeva camionul se pare că s-a blocat. Ia să vedem noi. Va trebui să refacem cursa un pic puț aici undeva. Va trebui să-i fac o boltă un pic mai mare. Să văd cum ajunge el. Ajunge la biogaz să descarce. Da. La șură, scuzați. Se pare că a ajuns. Descarcă și să vedem dacă pornește după care mai departe. Îl lăsăm deocamdată, el va... da. Aici va trebui să vin cu ceva pentru că e posibil și tractorul celălalt. Ok. El spune că acum e blocat, dar că nu cred că e blocat. Eu cred că el acum descarcă, de aia îmi zice că e blocat. Da, avem tractorul care a ajuns cu remorca cealaltă la biogaz. Ia să vedem noi, pleacă domnul de aici sau nu pleacă? Da, se pare că avem și baloții care s-au terminat de făcut.
Da, se pare că nu mai pleacă de aici. Da, e posibil să fi fost din cauza că eram. Da, îl trimitem la biogaz. I-am dat să merg acum cu 70 la oră. Stop driver. Ia să văd dacă prinde să ne încarce remorca asta direct de aici. Se pare că da. Are un unghi de prindere din față foarte mare, după cum se vede, acest utilaj. Mai avem încă cât, încă 300 și ceva de tone de nutrieți aici, plus că mai avem acolo încă, mai scoatem încă, cred că vreo 20 de baloți, încă vreo 400 de tone de nutrieți de acolo, adică vom scoate încă foarte, foarte mulți bănișori. Da, se pare că s-a umplut, o să vedem. Da, avem aici plin. Ia să vedem dacă funcționează așa. Încărcăm la biogaz, trimitem la șură să răstoarne și avem aici nutrieți în silozat. Ok, și dăm start. Acum sperăm să meargă mai departe. Da, eu voi încheia acest episod aici pentru că deja m-am întins foarte, foarte mult cu el, 42 de minute. Și sper să ne reauzim cât mai curând într-un nou episod, cu mai multe progrese și să fim cu ferma cât mai mărișoară, să zic așa. Toate cele bune până atunci. Să aveți o seară frumoasă în continuare.